make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem vest să vă spunem, am mai făcut un episod înainte. Bine, înainte nu uitați să lăsați și voi un like. Am jucat cu Viitorul, i-am bătut cu 1-0. Am simulat cu Botoșani în Cupa României, am trecut și de ei la penalti. Și cu Olimpia Satmare am făcut 2-2 în deplasare. A fost un meci nebun care din păcate nu l-ați văzut pentru că nu a mers acel video. La meciul cu Olimpia Satmare, deci cum ar veni la a doua parte a videoului, din păcate nu se mai auzea și mergea foarte repede. Noi suntem grupa B, deci dai prea în față. Dar altă, iată și grupa Realului. Grupă cu Milan, Marseille și PAOK, grupă ușoară, grupă grea mai este asta cu Bayern, United și Inter, trei echipe foarte mari. Noi avem o grupă și noi destul de grea pentru nivelul nostru, trebuie să o batem pe Arsenal, să ne răzbunăm și să urcăm peste ea în clasament, să luăm primele noastre 3 puncte în această grupă, în această grupă de Liga Campionilor. Acum Budescu este în flancul drept, Constantin Budescu, Budescu centrează pentru Embolo, gol! 1-0, Embolo marchează primul gol în Liga Campionilor, iată-l pe Budescu, centrează, iar Embolo cu capul, de fapt este al doilea gol său în Liga Campionilor, are, de fapt, ce are, 3 goluri în Liga Campionilor, a făcut dublă atunci cu, nu. Da, dată n-asta atunci, da, are 3 goluri, cred, în toate competițiile. Mă rog, are 2 goluri în Liga Campionilor, atacatul nostru Embolo, o centrare foarte bună a lui Constantin Budescu, iar Embolo a reușit să marcheze. Acum o centrare periculoasă, Stiliano Filip a fost făcut la cap. Ce ocazie mare a avut cei de la Arsenal. Welbeck a trimis în bară, dar oricum a fost offside. A fost o șansă mare pentru Arsenal, au încercat să ne dea replica. Dar bine că nu au reușit. Acum Filip, Lucian Filip cu încălcâi la Budescu. Budescu pasa pentru Kipciu, este interceptat acolo de jucătorul lui Arsenal. Welbeck pasă pentru Ramzi, dar Rayhan scoate foarte bine, greșeală mare acolo. Marchează Jack Wilshere. Am greșit prea mult, ne-am grăbit în careu aici unde nu trebuie să faci astfel de greșeli. Iată cum au jucat Ayhan cu călcâiul și Ramzi cu călcâiul, iar Wilshere este cel care finalizează. Hagi ia această fază pe cont propriu, Yanis Hagi se duce frumos, Ramzi l-a oprit acolo, mai puternic decât Hagi a fost Ramzi la această fază. Se vede că Ramzi este un mijlocaș defensiv foarte bun, un închizător foarte bun. Wilshere, Jack Wilshere, între trei adversari, să vedem dacă va scoate balonul, îl scoate! Ayhan reușește să respingă, iar acum Chișna, Ricardo Chișna cu o pasă foarte bună la Hagi pentru Embolo. Embolo mai departe la Toșca, în centru, Toșca îl vede foarte bine acolo pe Kipciu, demarcat, Kipciu este în careu, Kipciu nu trece de Consciesni. Și recuperăm foarte bine prin Kipciu, Alexis îl oprește acolo, dar balonul rămâne în posesia noastră, este Filip, Lucian Filip, trebuie să dea drumul balonului, acum este Embolo, nu putea să-i paseze lui Kipciu deoarece era în offside prima dată, 1-1 și acum un contraatac pentru Arsenal, Welbeck îl vede bine pe Gibbs. Gibbs are spațiu pe flancul stâng, vine în fața lui acolo, Ayhan încearcă să-l oprească, Ayhan este Toșca cel care respinge din fața lui Welbeck în ultimul moment și este corner pentru Arsenal. Să-l vedem pe Jack Wilshere, el este cel care centrează în careul lui Budescu, lui Bălgrădean apără incredibil acolo, Șule scosese prima dată balonul cu capul, apoi Bălgrădean și acum Budescu cu o intercepție ala Sami Khedira, dacă vreți. Acum Chișna îl vede pe Embolo și trimite o pasă lungă, Embolo cu un călcâi excelent la Hagi și Chișna, gol, 2-1, revenim în avantajul meciului, Chișna este cel care marchează cu poarta goală, reușește să scrie, da, arată bine Chișna. Ce șut a trimis, ce pasă de fapt a trimis asta, am vrut să zic, ce pasă a trimis cu călcâiul Embolo pentru Hagi.
Și iată, iată aici pasa pentru Hagi. Dacă ar fi marcat Hagi, ar fi fost un gol chiar frumos. Nu contează, este bine că a marcat. Chișinea este cel care înscrie și avem 2 la 1, minutul 42. Filip recuperează și acum Yanis Hagi pentru Embolo. Embolo de un singur călcâim foarte bun la Hagi, mai departe la Kipciu. Kipciu pasă neinspirată din păcate aici a lui Alexandru Kipciu. Facem pressing pentru că trebuie să recuperăm balonul, nu trebuie să stea mult în posesia celor de la Arsenal, în posesia Tunarilor. Este acum Alexis Sanchez. Sanchez, Șule câștigă duelul la cap. Foarte bine și a recuperat acum un contraatac. Chișinea, Chișinea cu o pasă lungă pentru Embolo, merge Tucker, sare la cap Embolo, pasă prea ușoară Chișinea pentru Hagi. Hagi! Oh my god, ce ocazie avem aici prin Yanis Hagi, centrare încă o dată la același Yanis Hagi. Din păcate nu s-a lipit la gol Hagi și este minutul 89, trebuie să tragem tare, iată cât de repede ajung în jumătatea noastră de teren cei de la Arsenal. Este Toșca care reușește să se recupereze, acum Han scoate balonul, la fel și Șule. Hagi, ne-am grăbit aici, nu trebuie să ne mai grăbim, recuperăm însă prin Kipciu. Kipciu pasă lungă la Embolo, Embolo se duce, se duce singur Embolo, Embolo centrează în care unde nu este niciun jucător al nostru. Și meciul se încheie, victorie, dragi prieteni, un meci foarte, foarte dramatic, foarte spectaculos, în care am reușit să ne punem potriva celor de Arsenal, 3 puncte foarte importante, Ricardo Chișinea a fost omul meciului, 8,5 nota sa, și Wolfsburg n-a fost atent ce a făcut acolo, cred că a bătut Wolfsburg pe cealaltă echipă care este pe Porto. Să vedem, am deja selecțiile sunt făcute, nu mai avem ce face la națională. Am reușit să o batem pe Arsenal, să pregătim și o altă echipă, îl băgăm pe Villalba, doar pe Villalba ca atacant și vom juca împotriva celor de la Concordia Chiajna. Se reduc, centrează la prima bară Stan cu o minge în spatele, în afara careului și acum minge pentru viteza lui Keco. Villalba, Villalba, să-l vedem pe Villalba. Villalba a fost în ultimele două etape de campionat titular în fața lui Embolo, care joacă în Liga Campionilor și o joacă foarte bine. Acum centrarea lui Kipciu. Maftei scoate balonul, fostul fundaș al celor de la CFR Cluj. Și avem un corner, este Niclas Șule care vine aici la colț. Șule centrează pentru Villalba, gol! Încă un gol cu capul al lui Keco Villalba din centrarea lui Șule. În loc să centreze Villalba, să dea Șule cu capul, este tocmai invers. Villalba însă fără om aici, trimite fără probleme. Dar se înalță foarte mult, trimite fără probleme în plasa portarului celor de la Concordia Chiajna. 1-0, minutul 15, marcăm prin Keco Villalba, într-o formă foarte bună atacantul nostru, unul dintre cei doi atacanți ai noștri. Na. Yanis Hagi, Hagi la balon, se duce de unul singur, este 1-1, a marcat cei de la Chiajna, dar nici nu vă vine să credeți cum Hagi acum a fost lansat de către Chiajna. Păi să vă spun cum, deci nu știu cum nu mai controlam jucătorii și ce a ieșit din... de pe full screen, acum jucăm pe fereastră, incredibil, și au marcat și astfel au marcat golul. Noi ne mai putem controla jucătorii, au marcat cei de la Chiajna. Un gol nedrept, avem foarte, foarte mult ghinion din păcate. Trebuie să revenim însă, avem puterea să o facem, să trecem și peste aceste, să spunem, lucruri anormale. Să dea acum pe Toșca pentru Chișinea. Chișinea, el desenează o pasă foarte bună la Keco Villalba, lung, îl oprește însă pe Villalba.
Chișina la balon, Chișina foarte frumos fentează, acum un călcâi la Budescu, Budescu, să-l vedem pe Constantin Budescu, un jucător foarte tehnic, cum știm cu toții, Budescu cu un călcâi la Hagi, Ianis Hagi a încercat să trimită, să treacă acolo cu mingea printre picioarele adversarului. Acum Chișina la balon în zonă centrală, Chișina schimbă partea de joc la Kipciu, Kipciu mai departe la Filip care era în offside. Da, offside la Filip, minutul 81, 1 la 1 și ce se întâmplă nu este deloc drept, dar nu putem face nimic. Să vedem acum pe Kipciu, Kipciu, noi mai avem șansa noastră până la finalul meciului și atacăm cât de mult putem. Kipciu, Kipciu ține prea mult însă de balon, eu zic că ar fi trebuit să dea, dar ce mai putem face, ce mai putem spune acum? În aceste momente balonul, după cum vedem, stă foarte mult în posesia noastră și asta este bine. Nu trebuie să mai pierdem sau mai lăsăm pe Chiajna să atace. Acum Chișina, Serediuc, Chiajna cu toată echipa în propria jumătate de teren se apără cât de mult poate și iată că întârzi acest contraatac, parcă știe că noi ne luptăm la titlu cu Pandurii și vor să o ajute. Adică normal că știe că noi luptăm la titlu cu Pandurii, dar vor să facă blat. Wellington, mai mulți acum a fost poreclită de Unifani. Chișina acum cu o pasă la Vilalva, are viteză, Vilalva scapă, Vilalva, Vilalva, nu se poate, mă atac apăr acolo. Ce ocazie am avut aici prin Vilalva, în minutul 90 puteam obține victoria. Nu se poate, ce ratare, Doamne Dumnezeule. Din păcate ăsta este meciul pentru că Vilalva a ratat cea mai mare șansa noastră. Cât de mult ce a prelungit-o, a fost o pasă incredibilă dat acolo de Chișina, dar Vilalva a greșit, ce putem spune. Și iată că și în acest sezon Rapid este tot pe locul 2, incredibil clasarea celor de la Rapid. Iată, amicale, nu avem chef de așa ceva. Din păcate, ghinionul domina aici, nu știu ce să spun, am avut ghinion foarte, foarte mult. Un amical cu Anglia, să vedem ce vom face în acest amical. Să vedem, să vedem, pierdem cu 2 la 1. Budescu a fost rezervă, a intrat și a marcat. Da, să mărim contractul cu România. Să dăm hai să mărim contractul cu România pe încă un an. Avem un meci cu voluntari, încă o nouă promovată. Dar suntem pe locul 5, 15 puncte, iar cei de la Pandurii au 24, deci n-au pierdut deloc până acum cei de la Pandurii. Noi trebuie să o batem neapărat pe cei de la Voluntari și facem cu 2 la 1. Vilalva și Budescu sunt cei care au marcat, dar Budescu a ratat și un penalti, minutul 69. Luăm 3 puncte, dar trebuia să luăm și cele 3 puncte cu Chiajna, însă asta nu s-a întâmplat. Suntem pe locul 2 în grupa noastră de Liga Campionilor. Să vedem dacă vom putea să ne calificăm, trebuie să ne calificăm din această grupă. Și acesta a fost totuși episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Eu am fost Ultra FIFA și sayonara.